Bună dimineața! În primul rând, dacă este pregătit Partidul Social Democrat să intre la guvernare, domnule președinte? Nu e nici prima, nici ultima oară când am spus că Partidul Social Democrat își asumă și în această criză să intre la guvernare. Vom vedea înspre ce direcție duc lucrurile. Ați susținut două luni de zile că vreți organizarea alegerilor anticipate. De ce acum, când există șansa să pice al doilea guvern succesiv, Partidul Social Democrat ia în calcul să intre la guvernare și să voteze un guvern condus de Nicolae Ciucă, premier liberal? Lucrurile nu se exclud unele pe altele. În primul și în primul rând, am constatat că după încă 10 zile de criză, anumiți lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar. Lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei, că indiferent dacă este un guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. Care sunt condițiile PSD pentru intrarea la guvernare? Toate scenariile rămân deschise în continuare și cred cu tărie că întoarcerea la popor este cea mai corectă. Care sunt condițiile PSD pentru intrarea la guvern? Nu avem condiții, nu am discutat și, ca să vă răspund și dumneavoastră, vorbesc cu toată lumea la telefon, nu am nicio reținere, indiferent din ce zonă politică vin aceste telefoane și mi se pare corect să facem acest lucru. Și cu Florin Câțu, inclusiv cu Florin Câțu. Cred că are importanță cine m-a sunat și cum. Vorbesc la telefon cu toți actorii politici care pot ajuta ieșirea din această criză și să ne întoarcem la problemele adevărate ale României. Florin Câțu spunea săptămânile trecute că PSD este dușmanul poporului român. Vreți să facem o analiză acum pe treptele Ciumei Roșii despre declarațiile anumitor lideri politici? Am mai făcut și cred că nu acesta este momentul. Dar că nu o să negociați cu Florin. Fac o solicitare la toți reprezentanții partidelor parlamentare să avem foarte mare grijă ce vorbim în această perioadă, fiindcă cu toții suntem responsabili de declarațiile noastre. În afară de Florin Câțu și premierul desemnat Nicolae Ciucă, președintele României, Klaus Iohannis, v-a contactat de ieri până astăzi? Nu, n-am avut o discuție cu președintele României. Aveți certitudinea că de data aceasta liberalii își vor schimba atitudinea și vor accepta varianta? Eu nu am nicio certitudine, că nu sunt Nostradamus. Eu am certitudinea că în acest moment a realizat toată lumea că trebuie să ne întoarcem la adevăratele probleme ale României. Florin Grindeanu, tocmai ce a fost votat președinte interimar al Camerei Deputaților, inclusiv cu voturile celor de la AUR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. Mă bucur că domnul Grindeanu a reușit să creeze o majoritate în Parlament să fie președinte interimar. Dar mulțumesc mult! Concret condițiile.